Lista doctorilor care desfășoară această activitate se regăsește pe site-ul instituției www.casag.ro la secțiunea Informații pentru Asigurați, alături de datele de contact și se reînnoiește zilnic, odată cu închierea altor contracte sau acte adiționale la cele existente. De asemenea, toate informațiile referitoare la activitățile de testare și de vaccinare se regăsesc pe aceeași pagină web a Case Argeș. La acest moment, la nivelul județului Argeș, sunt 100 de medici de familie care și-au arătat interesul în ceea ce privește activitatea de testare și cu care instituția argeșeană a încheiat acte adiționale la contractele existente sau noi contracte pentru derularea acestei activități. Testarea se va realiza atât în cabinetele individuale ale medicilor de familie, cât și în centrele de permanență din județ, cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană, teste care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afișate pe site-ul Ministerului Sănătății. Testarea va fi decontată de cease Argeș pentru fiecare caz persoană raportată de medicii de familie în Corona Forms, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, a declarat pentru cotidianul Argeșul directoarea CAS Argeș, dr. Carmen Mușat.